Ziua Unirii Principatelor va fi marcată în acest an la Galați printr-un eveniment de excepție. În urma unui amplu proiect de restaurare și consolidare derulat de Consiliul Județean Galați, a fost redeschis publicului Muzeul Casa Cuzavodă, una dintre cele mai prețioase moșteniri ale istoriei noastre. Restaurarea Muzeului Casa Cuzavodă, în valoare de aproape 1 milion de euro, realizată cu fonduri europene, face parte dintr-un program mai amplu al Consiliului Județean, prin care se dorește punerea în valoare a moștenirii istorice și culturale a Galațiului. Mă bucur enorm de mult că reușim astăzi, la 165 de ani, să redăm din nou în circuitul turistic, în circuitul istoric, clădirea muzeului în care au locuit părinții lui Alexandru Ioan Cuza. Aici, după aceea, a locuit și Alexandru Ioan Cuza. Așa cum bine știți, părinții, tatăl Alexandru Ioan Cuza a fost pârcălab de Galați, apoi Alexandru Ioan Cuza a venit ca judecător în Galați, s-a stabilit aici la Galați, a locuit împreună cu frații lui în această casă, iar acest muzeu face parte dintr-un circuit istoric al Galațiului din lanțul Unirii. Galațiul a avut un rol foarte important în ceea ce înseamnă unirea de bază, unirea celor două principate, Moldova și Țara Românească. Consiliul Județean pentru casa aceasta, pentru muzeul ăsta, am reușit să găsim o sursă de finanțare cu fonduri europene de aproape 1 milion de euro, 4 milioane și ceva de lei, dintre care avem cheltuielile neeligibile pe care le-a susținut Consiliul Județean în valoare de vreo 800 de mii de lei și cofinanțarea. Și este pe fonduri europene. S-a făcut consolidarea clădirii, s-au înlocuit toate vitrinele de expoziție, s-au făcut reabilitarea așa cum a fost ea în hărți și cum a fost redată de către istorici. Istoria casei Cuzavodă a fost ea însăși una tumultoasă. Imobilul, în prima sa variantă, a fost ridicat în perioada 1829-1830 și aici a locuit Ioan Cuza, tatăl domnitorului. Ulterior, aici a locuit Alexandru Ioan Cuza și Elena Rosetti, devenită prin căsătorie doamna Elena Cuza. Schimbarea proprietarilor în timpul și după primul război mondial a dus însă clădirea în pragul ruinei. Cea mai neagră perioadă a fost când, încăpută pe mâna unui negustor din Iași, imobilul a fost transformat în casă de toleranță. Abia în 1937, la inițiativa Asociației Casa Cuzavodă, constituită de gălățenii nimoși, imobilul a fost răscumpărat prin subscripție publică și prin donații. Transformată în muzeu, în Casa Cuzavodă au fost aduse exponate adunate prin grija directorului școlar Paul Pașa, dar și din colecțiile donate de Vea Urechea, fondatorul Bibliotecii Publice din Galați. S-au adăugat ulterior și alte piese cu valoare deosebită, precum cele ce au aparținut lui Mihail Cogălnicianu, Costache Negri sau familia Cuza, întregind pentru vizitatori în Galați istoria micii uniri. Avem mai apoi, tot la parter, două săli de ambient gălățean de sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX. Iar la etaj avem scaunul de pârcălab al domnitorului. De asemenea, este un scaun cu cifru sau monograma lui Alexandru Ioan Cuza, după ce a devenit domn. Documente, obiecte personale ale Elenei Cuza, al lui Alexandru Ioan Cuza, obiecte personale care au aparținut unor personalități care au fost în preajma lui Cuza și înainte de unire, dar și după unire și aici. L-aș aminti pe Victor Plas și avem ceasul lui Victor Plas, fratul de diplomat al lui Victor Plas. Tot la etaj avem mapa de diplomat al lui Costache Negri și trusa cu care pleca în călătoriile sale când era trimis ca reprezentant al Țărilor Unite, Moldova și Țara Românească, la Constantinopol, acolo unde era trimisul lui Cuza ca ambasador la Constantinopol. În prezent se află în curs de restaurare și conacul lui Costache Negri de la Mânjina, iar recent a fost încheiat un parteneriat cu Academia Română pentru salvarea conacului de la Țigănești, unde a trăit Cocuța Conachi, ce a dejucat un complot ce viza zădărnicirea Unirii.
Toate aceste obiective, alături de Biserica Vovidenia din Galați, unde este înmormântată Sultana Cuza, mama domnitorului Alexandru Ioan Cuza, sunt tot atâtea repere pe drumul Unirii, atât de strâns legat de istoria Galațiului. Publicul dornic să viziteze muzeul Casa Cuza Vodă o va putea face gratuit din 24 ianuarie, ziua Unirii, până la sfârșitul acestei săptămâni. Ulterior, muzeul va fi deschis cu program de iarnă între orele 9 și 17, prețul biletului fiind de 1 leu pentru copii și 4 lei pentru adulți.